Domnule Radu Antohe, expert în politici agricole, astăzi am asistat la o demonstrație în cortul unde fermierii au venit cu animalele. Da, la Zootehnica Show, ca de altfel la fiecare ediție din Agriplant Aroma Agrotech și la acest an la Zootehnica Show, astăzi am prezentat rasele de animale ameliorate, special selectate din rasele noastre autohtone, cât și cele ameliorate. Am prezentat în ring cele mai frumoase exemplare, atât mascul cât și femele, din specii de interes economic, pe care noi le avem în România și, bineînțeles, mâine va fi un eveniment dedicat Galei Zootehniei Românești, tot aici în ringul de animale. Au venit asociații, au venit crescători, au venit fermieri care au pus bazele unei abordări corecte și anume o genetică de top înseamnă garanția unui progres. Și aici când spun acest lucru mă refer și la necesitatea de a asigura o nutriție adecvată, o alimentație animalelor, cât și mai ales nou se pune foarte mult accent, așadar pe tehnologiile de creștere și aici mă refer la condițiile de adăpost. Contează foarte mult în ce condiții creștem animalele. Așadar, astăzi aici la Zootehnica Show a fost un periplu din acest punct de vedere al prezentărilor în ring. Rase de animale și în primul rând am avut potențialul enorm pe care îl avem la rasele de caprine, pornind de la capra noastră românească carpatină, cât și la celelalte rase care sunt ameliorate și aclimatizate în România. Și bineînțeles, apoi am trecut în revistă cele mai importante aspecte ale raselor de ovine. Atât Regina Munților Carpați, țurcana noastră, cea care s-a adaptat în toate formele și toate condițiile de relief, și aici în sudul României, cât și în Dobrogea, bineînțeles. Și apoi am trecut în revistă rolul și importanța celui mai important institut de cercetare ovine din România, Palas Constanța, cu merinosul dosul de Palas, atât cel care este crescut special pentru producția de carne, cât și cel pentru lapte, că acum mai nou și merinosul este o rasă recunoscută pentru producția de lapte. Și bineînțeles, încrucișările și împerechierile care decurg din acești metiși pentru a stabiliza anumite rase, pentru a crea influența genetică necesară, pentru a crea rase stabile.